salut, dragi telespectatori! Igiena corectă a urechilor este un subiect important și, în ciuda acestui fapt, greșelile sunt comune. Protejarea auzului, un simț atât de important, înseamnă o igienă corectă a urechii, nu doar la exterior, ci și în interior. Există câteva reguli de respectat la acest capitol. Acestea ne vor fi explicate în această dimineață de medicul Doina Chiosa Chiaburu, specialist orele audiolog. Igienizarea corectă a urechilor care nu sunt atestate cu o hipersecreție de cerumen, deci urechi care au o secreție normală de cerumen, se toaletizează într-un mod spontan, spălăm cu apă curată, cu săpun în timpul dușului și ulterior tapetăm din exterior cu o cotonetă sau cu un prosop curat. Deci acestea sunt normele cele mai simple, efective și atraumatice de toaletizare a conductului auditiv, neintroducând în acesta careva obiecte care sunt vizate pentru toaletizarea lui. Aceste bețișoare de urechi sau bețișoare de cotontijă sau ustensile pentru toaletizarea conductului auditiv extern, de fapt, există tendința de a fi eliminate, de fapt, din circuit în țările europene, deoarece sunt una dintre cauzele frecvente ale otitelor externe, ale traumatismelor conductului auditiv extern și chiar și perforării membranei timpanice. Deci există situații în care inclusiv noi am avut pacienți care au traumatizat, au perforat membrana timpanică, introducând aceste bețișoare, aceste cotontije. Ceea ce încercăm noi de foarte multe ori să toaletizăm în exces, de fapt este ceva ce ne protejează. Natura este foarte inteligentă și totul este foarte bine gândit, de aceea cerumenul are o funcție de protecție, înglobând sau înclavând în conținutul său toate particulele de bacterii, de virus, de impurități și eliminându-le spre exterior. Deci aceasta se întâmplă într-un mod spontan, natural. Cerumenul este secretat de celule ceruminoase și în momentul în care intră în contact cu aerul devine puțin mai viscos. Ce se întâmplă atunci când toaletizăm excesiv conductul auditiv extern? Se întâmplă erori grave. De fapt, este prima și cea mai importantă cauză a otitelor externe pe care le induce pacientul într-un mod mecanic. În mod normal, urechea se curățește singură, dar în cazul în care există o hipersecreție de cerumen și el este foarte mult, în momentul în care noi intervenim prin aceste bețișoare, facem așa numitul dop de cerumen pe care îl împingem mai adânc spre membrana timpanică. Și atunci, în momentul în care dopul de cerumen intră în contact cu membrana timpanică, se declanșează o serie de simptomatologii otice, chiar durere, otalgie, otodinie, cauzate de această presiune. Se întâmplă situații în care chiar să existe o ușoară scădere de auz conductivă, de transmisie, cauzată de acest dop de cerumen. Și în cazul dat, într-adevăr, se intervine, deoarece dopul de cerumen necesită o toaletizare, dar preferențial de către un medic specialist. În comerț există o multitudine de soluții și spray-uri pentru toaletizarea urechilor cu eliminarea excesului de cerumen, dar acestea trebuie să fie utilizate după un consult la medicul specialist, în cazul în care există o colecție sporită a cerumenului și avem nevoie de evacuarea acestuia. De sine stătător, nu se indică. Dragilor, rețineți, o igienă corectă a urechii înseamnă prevenirea infecțiilor și a bolilor, ceea ce va duce în consecință la protejarea timpanului și a auzului. Final de rubrică, să aveți o zi cu spor!